Numele meu e Olga Tomescu și am 12 ani. Locuiesc la Cluj cu mama și Farid, bulterierul meu. Toată copilăria m-am crezut cea mai grozavă, mai frumoasă și mai deșteaptă fată din lume. Sau cel puțin asta mi-au repetat ai mei până când am ajuns să-i și cred. V-am spus oare că m-aș putea uita toată ziua la filme vechi și că lucrul care îmi place cel mai mult e să mă tolănesc în fotoliu cu o carte polițistă sau de aventuri în brațe și cu o ceașcă mare de cacao fierbinte alături? Sau că idolul meu e detectivul Sherlock Holmes? Care, apropo, a fost mai întâi o carte și doar apoi un serial. Da, e unul dintre beneficiile cititului, că afli lucruri inutile cu care le poți lua fața prietenilor. Ziua de azi a fost cu adevărat oribilă. Și am pe cap o mulțime de treburi. Trebuie să fac curat, să merg la cumpărături, după care să gătesc. E momentul cel mai puțin potrivit pentru a primi musafiri. Nu mă omor după oameni și, în plus, știți, mama e bolnavă. Foarte bolnavă. E pe moarte, aș putea spune. Ca să trăiască, ea are nevoie de un rinic nou. Tata lucrează în străinătate ca să facă bani pentru o operație. Acum ea face dializă pentru că vechii rinic pot ceda oricând. Medicii zic că dacă în viitorul apropiat nu se găsește un donator compatibil și mama nu e operată, da, ați prins ideea.